Salutare și bună dimineața! Bine v-am regăsit, prieteni! Suntem pe Iazul Bila 2. Astăzi suntem cu colegii de la CMB. În dreapta mea l-am pe Dinuț Cristi, iar în stânga pe Marian Labău. Sunt împreună cu David. Avem o partidă de relaxare astăzi. O să încep prin a face nada pentru început. În partida de astăzi voi folosi nada verde împreună cu Tiger Nut. Voi face un amestec între cele două. Voi adăuga și ceva porumb în nadă, porumb de conservă. Nu l-am adus încă, dar o să-l aduc. Și vom începe prin a sonda, a căuta ceva structuri eventual și a stabili exact distanța pe care o abordăm astăzi, ce distanță vom pescui. Între timp am deschis și cutia de conserve. Vă sfătuiesc când plecați la pescuit să vă luați totuși un briceag, nu, să nu faceți ca mine, dacă aveți cutie de asta fără cheiță, pentru că m-am chinuit, drept să spun, să o desfac. Ai gărnatul, voi face aproximativ un kilogram de nadă, jumătate ai gărnat, jumătate nada verde. Adăuga conținutul conservei, cu tot cu zeamă. Nu mă interesează foarte mult în momentul acesta mecanica nadei, în sensul aborda partida în prima parte cu momitorul. Voi încerca să duc cât mai multe particule pe vad. După care voi mai face încă un pin de nadă, o cutiuță de nadă, pentru metod. De aceea nada pe care o folosesc aici, vreau să știți că este pentru a crea patul de nadă. Voi lăsa 10 minute, după care, dacă va mai fi nevoie, voi mai adăuga puțin apă. După ce ne-am mutat carabalucul de vreo 3 ori, ne-am dus pe 19, am revenit pe 3, 4 aici, iar ne-am plimbat de vreo 2 ori. Asta e să mai întâmplă. Se fac niște lucrări pe aici, am înțeles, se pune pietriș pe drum și ne-au cam plimbat de colo-colo, dar asta e, se mai întâmplă. Am finalizat nada, după cum v-am spus mai devreme. Cam așa arată. În plus, ce o să mai adaug în nadă, o să mai adaug niște semințe de păsărele pe care le-am lăsat la muiat de când am venit. O să le scurg acum de apă. Astea sunt. Pe care le voi adăuga în nada pentru vad. Le voi pune în nadă. Am sondat acum 5 minute, m-am clipsat în aproximativ 40 de metri, cam așa cred că este distanța. Nu am măsurat încă, dar o să măsor. Și o să mă apuc să nădesc locul. Voi folosi un momitor pentru a nădi.
mă ajută mai mult să duc mai multă nadă. Iată și semințele. Le voi adăuga pe toate. Peștele meu țintă de astăzi este crapul și tenul. De aceea am băgat și acele particule de semințe și cred că o să mai adaug și câteva pelete tot de la CMB pe care mă duc să le aduc. Am adăugat câteva mâini de pelete de 4 mm. Cam atât. Nu le-am umectat pentru că nada este suficient de umectată, iar peletele o să mai tragă din apă. Voi mai umecta pe parcurs, dacă va fi nevoie. Hai să vă arăt ce am făcut aici. Pentru momitor este ok nada. Pentru metod vom face mai târziu puțină nadă. Deocamdată ne vom ocupa de nădit. Cred că s-a dus asta pe strada. Am spus un farfac de 7 cm cu un cârlig de mărimea 12 de la gură, un spin de 7, iar un spin o momeală de cârlig, un after portocaliu, ADP base, un mă spun. Bă, n-am văzut ce nervos în posteamă. Aici este. Mariane s-a adus spre tine încolo, frate. N-are nimic. Dacă vine la mine, e al meu. Dacă îl prinzi de coadă... Să vezi acum distracție cu metrixul ăsta de 60 de grame. Păi tu am o seria valtă cu 60 de grame. Auto. We'll be right back.
aici. Hai să-ți dăm și drumul. Ușor, ușor, lasă-l așa, joacă-te cu ea. Joacă-te cu ea. Lasă-l încet, când vrea el, când e pregătit. Nu, n-ai de ce să te grăbești. Gata, lasă-l. Scoate-l. Nu poți? Hai că-l luăm acum. Al doilea pește. Prins de David. Acesta. Ridică-l mai sus un pic. Hai de drum. Bravo, tati. Nu,
Mamă, mamă, ce șui frumos! E lung, frate! Aoleu, frate! Bravo, tati! Mai mare ca ăsta? Da, ești pregătit! Mă scuzi! Stai să vină în față! Grab. Dă tu apă aia dacă o trebuie. Dă-i pe saltă. Plecarea a avut cara asta. Primul cara. Ce garaj mare. Ne-am apucat de pescuit. După ce am aruncat la 5-10 minute a intrat un crab pe care l-ați și văzut. Un crab cred că în jur de 8 kg care ne-a încântat cu drilul lui. Apoi a urmat David cu încă 3 driluri, unul după altul. S-a bucurat foarte mult. El pescuiește cu un trabuco precision de 3,60 cu o forță de aruncare de 120 de grame. Și monitorul. Să mă ridic în picioare acum ca să pot să lansez și eu. Că cu umbrela lângă mine nu prea am cum. O zi foarte călduroasă, o zi caniculară.
multă gălăgie pe aici, pe lângă noi, pe spatele nostru. Se aduce, se pietruiește drumul. Cred că a trecut de vreo 4-5 ori chestia aia de pasează de trișul. Acum trece și un tir. Peștii s-au hrănit bine până la ora asta. Să vedem de aici încolo ce... ceva mai fi. La mine s-a cam tăiat. Am văzut că majoritatea trăsăturilor sunt undeva în partea dreaptă, unde pescuiște David și colegii mei, după următorul stand. Au activitate bună. E clar că sunt localizați undeva în zona aceea. Dar nu disperăm. Avem și noi luciu de apă în față. Trebuie să vină și pe la noi peștele. Mai ales că am făcut vadul cu o cantitate de nadă destul de mare. Ce plecare! Drill. Crap. Cum ai zis, Mariane? Dublu drill ai zis? Nu știu ce-am băgat la cărlig la asta. Un alt caras. La David. La David a venit un caras mai mare. Zic că nu te ține de el. Păi... la cât de puternic e lanseta asta... e destul de îmbrăcat. Nici nu pot să-l dezlipez după fund. Bila 2, my love! Bila 2, my love! Hotărăște-te, milotina sau gira! Tiberiu, my love! Tiberiu Constantin, unde ești?
Ai ratat ziua de azi. Distracția. Așa, da? Așa, da? Ce să le fac dacă le place ce le dau păpica? Las că vin, au venit și la voi mari. Ia dulapul. Poți să ridici? Are vreo 7-8. Pusețe de pește. Ține și mie minciogul ca să-l bagă minciog. Pune minciogul. Un ciorpănel. De plecare violentă. Mare. Face el, figuri. Dacă nu e un caras mai mare. Nu e caras ăsta. Niciodată. Niciodată de o plecare aia. Buza malului sare. Asta dacă nu mă înșel e luat la... Greapă? La... portocaliu. Spuse cărui și... Mulineta.
lasă-mă că te eliberezi imediat. Ești supărat? Nu vezi că s-a roșit la coadă? Este mai mare de data asta. Care a dus în partea dreaptă mult, spre stuf. Vezi că a intrat. Aici o să fac ceva. Dublu grill. Se poate în buza de sus. Că s-aude... Stai și tu liniștit. De data asta trăsătura a venit la nici 2 minute de la lansare. O partidă frumoasă astăzi, cu multă activitate și cu pești frumoși. Pești de talie medie și mare. Pești care
ne confirmă faptul că am făcut ce trebuie la prezentare. Nada ne-a ajutat foarte mult. De asemenea și momelele de cărlig. Au dat un randament foarte bun astăzi. Special Boost a fost numărul 1 azi. De asemenea și Gummy Wafter Portocaliu. Opa. Mai avem o surpriză. Țuică de prună, care astăzi a fost de asemenea foarte productivă, ca mumeală. De luna viitoare sperăm să fie disponibile în magazine aceste momeli. Le veți găsi în magazinele partenere, magazinele de profil. Ia să vedem, poate a mai rămas cu mumeala în gură și n-a picat. David, pune și mie niște apă aici, tati. Ăsta a fost gata să îmi ia lansetă pe suport. Eram prin spate să mă apuc să strâng. Și m-am trezit că striga David la mine să iau lanseta, că nu putea să mai... S-o mai țină și pasta, era în drill și cu a lui. El a degorjat deja. De data asta... Nu mare. E un pește mai îmbrăcat. Așa îl simt. Foarte greu. Poate și de aia tare. Gata, a ajuns la mal, începe războiul. Când dau cu botul de asfalt, încep să se manifeste. Aud ce-s mulți. Un crab frumos. N-am mai chiar. E, nu. Ai 4, 5. Dacă nu mai bine. Haide. Ce?
S-a dus în dreapta acolo. Ce trăsătură! A luat-o? Finalizat și partida de astăzi, am ajuns la finalul ei. O partidă plină de activitate, este aproximativ de ora 3. S-a lăsat o căldură foarte apăsătoare, nu mai are rost să stăm. Cred că au fost peste 20 ceva de bucăți de crapi săriți de 4-5 kg pe care i-am prins numai eu, împreună cu David. Colegii mei în stânga și în dreapta și i-au prins foarte bine. Nada pe care am folosit-o, v-am prezentat-o dimineață, am folosit CMB Tiger Nuts împreună cu nada verde, nada cu cânepă. Am făcut combinație de 50-50. La curling am alternat cu wafterle ADP baits, prună, țuică de prună, care au mers foarte bine și le-am și păstrat aici până la final. Arăt. Acestea sunt, au dat un randament foarte bun. Krillul de asemenea a mers bine. Watermelon a mers la fel de bine. Am testat mai multe momele astăzi, să știți, pentru că tocmai ăsta a fost motivul principal pentru care am venit la pescuit. Sunt foarte mulțumit de partida de azi, sunt foarte mulțumit de rezultatele pe care le-am avut, atât eu cât și colegii mei. Până data viitoare, vă salut pe toți, mă bucur că m-ați urmărit. Sper să vă fiu util cu sfaturi, cu tot ce se poate. Dacă aveți întrebări, puteți să lăsați un comentariu. We'll be right back.